Dă remorca! Dă că te bag cu ea în cap! Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la Rocovecile mele. Vlogul de astăzi, man, vreau să vă spun că mergem la bere. Suntem pe weekend și mergem la bere ca băieții. Cum? E, de așa să mă bată mama. Cum merg șoferii de tir la bere? Să vă arăt astăzi cum merg șoferii de tir la bere pe weekend, bă, man. Și ce e de făcut atunci când merg la bere pe weekend? Probabilitatea ca să încărcăm bere într-o remorcă și să mergem până aici, am să cuplăm o remorcă goală, după care să mergem într-un anumit loc și spațiu ca să încărcăm niște bere, este destul de mare. Așa că în cazul în care vreți să vedeți cum încarcă șoferii de tir bere plecând din Preston și ducându-se să ia o remorcă goală de la aici și după aia să o lase pe eu știu unde, este destul de mare. Probabilitatea iară ca să fac astăzi decât 8 ore este iară destul de mare. Așa că v-aș ruga să împingeți butonul de like butonul de, să mergeți cu mine să încărcăm niște berică. Nu știu ce fel de bere, dar o să fie o bere dacă e. Să-mi fac și o încălzire în scaune, mă, că scaunul ăsta încă e rece. Liftanta e ridicată. Farurile s-a prinse, da? Deci ieșim de aici și mergem în port, la Heysham. Eu cam asta vreau să vă spun în principiu, de început de zi. Că astăzi este sâmbătă și din cauza COVID-ului am decât 2 zile lucrate, adică ieri și luni. Și azi fiind sâmbătă, zic că să merg să bag niște bere, ca să mai scot pârlea la, bineînțeles, din cauza faptului că e bine să o scoți. Probabilitatea ca să mă întrebați pe YouTube la comentarii, bă, de ce nu stai acasă pe beneficii, este destul de mare, dar stând acasă pe beneficii, nu e vorba că nu iau bani, că oricum îți dă statul bani 80%, și eu cum o am angajată pe LTD și pe Amore și pe mine, 80% ia, 80% eu, am ajunge peste 1000 cam pe acolo cu banii pe COVID-ul ăsta, dar nu pot să stau acasă din cauza faptului că mă joevesc de minte, așa că când ies afară mă mai recrez, mă mai fac vreo 2-3-4 vloguri. Vreau să vă spun că tirul a devenit o parte din viața mea, adică nu neapărat că eu nu simt că mă duc la muncă, mă. Sunt puține zile în care simt că mă duc la muncă cu adevărat, știi? Colant low. Roade mei, carul sămbros. Roșu, zic? S-a stins. S-a stins, o? Bă, și... Lasă că mai face așa, bă, că nu e cal motorul. Bă, așa că nu e cal motorul, mă. Dar verificai, mă, și are apă. M-am mai făcut, nu așa, m-am făcut ieri. Movul ăsta mi se pare că mai făcea din asta, mă. E vorba de senzorul ăla. Las că revine până aici, încă. Revenim, man, că e întuneric, e dimineața, e ora la mine 7 și un pic, dar încă e întuneric afară. Revenim când se luminează, mergem la aici să luăm o remorcă și să vedem ce facem pe acolo. Revenim cu un update. GoPro, stop recording! Hello. You gotta stay over here. Well, no, is this where they come off the ferry? You are about 9 o'clock. 9 o'clock. I don't. He said about a. They're coming off now. Should be that one. I am waiting for that one. Should be yours the same. Oh, this one here. Yeah. Right. I'll move. Then you. Just a little bit backward if you want. Yeah, please. Yeah. Well, I'll spin around, then I can see. All right. What are you waiting for? I'm waiting also for 9 o'clock for empty trailer. You know. Yeah. And then to beer factory to picking up some beer. Me too. So we gotta meet there. Yeah. Are you going to Molson Coors? Oh, yeah, it will be, or can I? Should be, yeah. Yeah, Molson's, yeah. Și vă semnele, mă. Bine, ați făcut, stăm roade mea în carul de nesimțit. Asta e, mă. 14.26 este, asta e, mă.
Las-o aici undeva. Las-o aici undeva. Las-o aici ca să făcui semn. Pentru ce-ți fac semn? Să te iau de nevastă? 14-26 este astea. Ok. E ok, ok. Scoasă capul ăsta să uite. Nu te uita în dărăt. Lasă remorca aici și ieși. Nu te uita în dărăt. Bine, ha, îți fac semn, îți fac semn. What? E scoate capul pe geam. What? Ce what? Dă remorca. Dă că te bag cu ea în cap. Dă remorca, las-o aici, hai. Las-o aici repede și dă-i drum, hai. Las-o aici remorca, tu n-auzi. Lasă picioarele jos, hai, hai, așa. Așa, pă, da. Bă, să mai verific o dată, mă. 14-26 ies, asta e, mă. Asta e, hai. Hai că s-a prins și GPS-ul, că de să mergem cu o să încărcăm bere puternică. Încărcăm o bere de ne doare burta, de ne doare capul, de ne doare mintea. Mintea. E de luță de Marie, hai să te văd cum ești de sub el. Te întorci cu scaunul ăla, parcă ai fi borțos. Auză că eu îi spun, las-o aici el, what? Bă, bă, că doar nu te iau de nevastă, bă, nebunule care e nebun. N-ai multă experiență în treaba asta? Când îți face omul semn și îți face cu mâna pe geam, lasă remorca aici. Să știi că ăla vrea remorca asta, bă. Din cauza aia îți face așa. Nu de alta. Că presupun că nevasta e acasă. Presupun că ai nevasta acasă și altceva nu vrea de la tine, că nu, ești din port și te claxonează unul, băi, la mintea cucușului, mă, nu știu, ăsta nu să... O fi, nu ar fi dormit bine azi noapte, om. Să poate în viață, să nu mai întâmplă în viață, nu judeca atâta oamenii coxule, că și oricum e greu. Și tu o să fii judecat la rândul tău. Prin like și dislike. Prin like. Judecata prin like se numește. Bacă de fain sub ea. Bacă de fain sub ea, o pus-o pus cu lea pe cos, bă, și făcuisem, bă, las-o, las-o. Bă, cred că el să gândi, mă. Cred că el să gândi că, știi ce? Treaba a fost în felul următor. Eu i-am făcut cu mâna pe geam, el să what, să o să încolo, să întoarță și venim cu a. Cred că știu, după aia, cred că după aia a zis seama el că... Dar nu cred că a zis. Gata, mă, o luai? O luai. Treacă un pic în față, de să fie goală. Dacă nu e goală, sunăm să anunțăm. Dacă goală, trebuie să fie să mergem să încărcăm bere. Să mă bată mama! Cu picioarele numai în gură. Bă, să nebunești încărca aici, mă, uite. Pune king. Trage. Trage sigiliu, pune sigiliu. N-am pus sigiliu, să mă bată mama. Nu pe un sigiliu de Londra, mama. E aragătorul în Franța, lângă turnul Efes de la Londra. Acum să mă plec în cabinul acolo. Să mă duc cu acte la office. Să iau actele. Să mă oprea security, să-mi pună sigiliu. Băi, eu pusei 5, am pusei 5 era cu... Că oricum n-aveau niciun rost are acolo. Că dacă e să întâmple ceva, îți trece marfa prin toată kinga, prin toată prata, prin tot. Așa că important e să mergi. Nu șofer de curse, șofer de tir, lal. Relaxat. Să dai dovadă că ești șofer de tir. Ce? Să ești șofer profesionist. Ce înseamnă? Să por mască când te dai jos? Să dai sărumâna când te dai jos cu așa de la așa afară. Sărumâna? Sărumâna! Bă, uite aici mă opresc. Aici mă opresc, hai? Aici, da. Mă duc să vedem ce vor de la viața mea. Să-mi iau botarnița. Că mă spânzură așa de git. Bă, trebuie să comentez aici, să scriu aici pe acte, bă. Ce? Hai că ia telefonul cu mine, ca să nu iau niciun telefon cu mine, scriu acum. Stai așa, că trebuie să am un pix pe aici, wow, pix. Bă, cel mai rău lucru ăsta, n-ai pix. Cel mai, nu-mi place, bă, să umblu cu pixul după mine. Caută pix acum, băga mea și piciorul în el pix, amin. Uite, bă, că am un ciun din ăsta, uite, ia. Da, mă. Ce vor ăștia, bă? Lasă motorul pune ca să facă și niște aer. Scrie aici, M, O, N. Așa, firma Date Arrive. A, păi știu, bă. Știu că suntem așa. Așa. Bă, aș nu să-i cred că pe la 1. Pune 1. Așa. Și acum. Așa.
Order, bă, 20, bă, număr de referință. 20 61 12 20 61 20 61 20 61 20 389 389. Asta nu e. Asta iau cu mine, comenzi nimic. Adrian Cox. Semnează-te cu alea așa. Bă, cam atât ar trebui să iau și, iau și foaia asta cu mine. Autolăia, Japonia, unde suntem, nana? Mă bată mama cu picioarele numai în nas. Intrăm pe sala obră. Dați-vă și voi aici, obră. E limita 30 pe aici pe sala obră asta. Ridică-mă la ce? Cam asta vreau să vă arăt pentru astăzi, viețile mele. Mergem către Liverpool să lăsăm această remorcă. Mi se spune de la birou, dacă vrei poți să vii în garaj, dar dacă nu vrei poți să duci în Liverpool. Zic, mă duc în Liverpool că am numai 3 zile muncii săptămâna asta și măcar de bine de rău astăzi iau bani de weekend și o să fie bine. Eu vă doresc o zi minunată. De data viitoare cu cea mai mare pace și cu cea mai mare ok. GoPro, stop recording!